în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Binecuvântată ești tu, Fecioară Marie, de către Dumnezeul cel prea înalt, mai mult decât toate femeile de pe pământ, căci El a preamărit atât de mult numele tău, încât lauda ta va fi veșnic pe buzele oamenilor. Acum parcă formula este completă, pentru că la această priveghere mariană îl avem în mijlocul nostru și pe episcopul emerit Petru Gherghel, căruia îi spunem bun venit la Cacica. Un praznic al Maicii Domnului ne oferă întotdeauna binecuvântatul prilej de a stărui duhovnicește asupra semnificațiilor profunde ale sărbătorii, dar și de a ne reaminti că cinstirea Maicii Domnului a reprezentat o constantă a bisericii noastre chiar dintr-o începuturile ei. Aceste vremuri de pandemie a reușit să ne despartă de cei dragi ai noștri. Câte sacrificii din partea copiilor care au ales să stea acasă și să nu-și viziteze părinții tocmai pentru a-i proteja. A reușit să lase fără un loc de muncă sute de mii de oameni. Multe țări care au crezut că au trecut ce este mai rău, se confruntă acum cu noi focare. Unele care au fost mai puțin afectate la început, au acum un număr tot mai mare de cazuri și decese. Am sărbătorit în acest an Paștele, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. În casele noastre, tânjind după lumină și comuniune cu întreaga comunitate a bisericilor din care facem parte. A crescut rata divorțurilor. Acest lucru s-a întâmplat mai mult în rândul cuplurilor care au stat în izolare din cauza noului coronavirus. Un virus care va avea repercursiuni pentru zeci de ani de acum încolo, chiar dacă se va găsi un vaccin. În acest context, suntem chemați să ne renoim evlavia față de Sfânta Fecioară Maria, care este o puternică mijlocitoare la tronul lui Dumnezeu Tatăl. Iubiți frați și surori, cinstitori ai Maicii Domnului de la Cacica, Domnul ne-a ajutat și anul acesta să ajungem în pelerinaj la acest drag sanctuar al nostru. Am venit la Măicuța Sfântă pentru a-i aduce cinstirea noastră, pentru a-i încredința coroana mulțumirilor noastre, pentru a așeza la picioarele ei cererile noastre pline de credință. Privim la Fecioara Maria și tresăltăm de bucurie pentru darurile pe care le primim neîncetat de la Bunul Dumnezeu. Privim la Fecioara Maria și învățăm să-i spunem da lui Dumnezeu pentru a ne trăi cu fidelitate viața de credință. Privim la Fecioara Maria și îi cerem să ne mijlocească tăria de a rămâne statornici și la picioarele crucii în momentele de încercare. Sub bolta cerească, în liniștea serii, ne unim în rugăciune, purtând în inimă pe cei dragi ai noștri, în orice colț al lumii ar fi ei, pe cei încercați de orice fel de boală, pe cei apăsați de orice suferință, pe cei care ar fi dorit să fie aici
și pe cei care sunt departe de Dumnezeu. În câteva secunde de tăcere, să așezăm în fața Maicii Preasfinte intențiile personale pe care le purtăm în inimile noastre. Să ne deschidem inimile pentru ca această celebrare, marcată de lumină, să ne apropie mai mult de Sfânta Fecioară Maria, cea îmbrăcată în raze de soare, care să ne conducă la Fiul ei, Iisus, soarele fără apus, pentru ca de la El să învățăm să fim lumina lumii și să strălucim prin credința, speranța și iubirea noastră. Binecuvântat ești, Doamne, care prin Fiul Tău, Iisus Hristos, primești cu îndurare lauda noastră și împarți cu bunătate darurile Tale, binecuvântează această lumânare, semnul luminii lui Hristos, pentru ca toți credincioșii Tăi, adunați pentru a o cinsti pe fericita Fecioară Maria, să fie lumina lumii și să strălucească prin trăirea credinței. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Și veșnic, care pe neprihănita Fecioară născătoarea Fiului Tău ai înălțat-o cu trupul și cu sufletul la gloria cerească, dă-ne, te rugăm, harul ca atinzând pururi la cele de sus să ne învrednicim a fi părtași de gloria ei. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Din audiența generală de miercuri a Sfântului Părinte Francisc, 10 mai 2017. Astăzi privim la Maria, Mama Speranței.
Maria a trecut prin mai multe nopți în drumul său de mamă. Încă de la prima apariție în istoria Evangheliilor, figura sa iese în relief ca și cum ar fi personajul unei drame. Nu era simplu să răspundă cu un da la invitația îngerului. Și totuși ea, femeie încă în floarea tinereții, răspunde cu curaj, cu toate că nu știa nimic despre destinul care o aștepta. Maria, în acea clipă, ne apare ca una din atâtea mame din lumea noastră, curajoase până la extrem când este vorba de a primi în sânul propriu istoria unui om nou care se naște. Acel da este primul pas dintr-o lungă listă de ascultări care vor însoți itinerarul său de mamă. Astfel, Maria apare în Evanghelii ca o femeie tăcută, care adesea nu înțelege tot ceea ce se întâmplă în jurul ei, dar care meditează fiecare cuvânt și fiecare eveniment în inima sa. În această dispoziție există un detaliu foarte frumos al psihologiei Mariei. Nu este o femeie care se deprimă în fața incertitudinilor vieții, în special când nimic nu pare să meargă în direcția corectă. Nu este nici o femeie care protestează cu violență, care ocărăște împotriva destinului vieții, care ne revelează adesea o față ostilă. În schimb, este o femeie care ascultă. Nu uitați că există mereu un mare raport între speranță și ascultare. Iar Maria este o femeie care ascultă. Maria primește existența așa cum ea ni se încredințează nouă, cu zilele sale fericite, dar și cu tragediile sale pe care n-am fi voit să le întâlnim niciodată. Până la noaptea supremă a Mariei, când fiul său este pironit pe lemnul crucii. Pentru aceasta, noi toți o iubim ca mamă. Nu suntem orfani. Avem o mamă în cer, care este Sfânta Mamă a lui Dumnezeu, pentru că ne învață virtutea așteptării, chiar și atunci când totul apare lipsit de sens. Ea mereu încrezătoare în misterul lui Dumnezeu, chiar și atunci când El pare să se eclipseze din vina răului din lume. Fie ca în momentele de dificultate, Maria, mama pe care Iisus ne-a dăruit-o nouă, tuturor, să poată susține mereu pașii noștri, să poată spune mereu inimii noastre, ridică-te, privește înainte, privește orizontul, pentru că ea este mama speranței. Oh.
peste toate neamurile. Slava lui este mai presus de ceruri. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Cine este ca Domnul Dumnezeu? Pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. Ave Maria, Ave Maria, vecheați mereu și rugați-vă, spune Domnul, ca să vă învredniciți să stați drept înaintea Fiului Omului. Aleluia, 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 aleluia. Să fie cu voi. Și cu tine. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, El le-a zis: vedeți să nu fiți înșelați, căci vor veni mulți în numele meu spunând, eu sunt, și timpul este aproape, nu mergeți după ei. Când veți auzi despre războaie și revolte, nu vă temeți, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârșitul. Apoi le spunea: se va ridica un neam împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății.
Vor fi cutremere mari și în diferite locuri, foamete și epidemii. Vor fi fapte înfricoșătoare și semne mari din cer. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta. Vă vor purta prin sinagogi și închisori. Vă vor duce în fața regilor și a guvernanților din cauza numelui meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Puneți la inima voastră să nu vă pregătiți dinainte cum vă veți apăra, căci eu vă voi da grai și înțelepciune, cărora niciunul dintre potrivnicii voștri nu le va putea rezista nici răspunde. Veți fi trădați de părinți, de frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu, dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veți mântui sufletele. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudat să fie Iisus și Maria. Preasfințite Iosif, preasfințite Petru, monseniore, preacucernice părinte provincial, preacucernice părinte decan, preacucernice părinte rector al sanctuarului de la Cacica, cucernici părinți și iubiți credincioși. Suntem la o oră de seară când oamenii, în mod obișnuit, se pregătesc să meargă la culcare. Dar noi suntem adunați aici, sub acest cer liniștit, sub privirea ocrotitoare a lui Dumnezeu și a Sfintei Fecioare Maria, pentru un moment de rugăciune și meditație. Vă propun pentru această veghe mariană o reflecție despre timpuri și vremuri, cu atenție specială la criza generată de ceea ce se numește pandemie. Nu putem veni la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica și să nu medităm asupra realităților pe care le trăim în viața noastră concretă. De altfel, în marile sale apariții, Sfânta Fecioară Maria, întotdeauna sau aproape întotdeauna, face referință la timpurile prin care trece omenirea. Și ca o mamă prudentă și înțeleaptă, Maria își pregătește fiii, ne pregătește pe noi, pentru a fi capabili să înfruntăm provocările vieții cu încredere, cu luciditate, cu fermitate și cu curaj. Maica Domnului de la Cacica vrea să ne ofere și nouă, în această seară, o lumină, un gând, o orientare și un licăr de speranță. Am ales pentru această veghe mariană un text din Evanghelia după Sfântul Luca, așa numitul discurs escatologic al lui Iisus. Și Matei și Marcu conțin un discurs escatologic. Dar interesant, Luca, medicul, este cel care menționează în acest discurs epidemiile. Ascultați cuvântul lui Luca, este foarte interesant. Fiți atenți să nu fiți înșelați, ne spune Iisus în această evanghelie, căci vor veni mulți în numele meu spunând, eu sunt și timpul este aproape. Și mai spune aici, atenție foarte mare, se va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva
altui imperiu. Vă sună cunoscut? Dar eu nu mă pricep la politică internațională. Dar ar fi interesant să înțelegem că Scriptura a prevăzut totul cumva. Vor fi cutremure mari, zice Iisus. La ce se referă Iisus? La seismologie? Nu, nici Iisus, nici Luca nu sunt mărmureanu de la seismologie, nu. Cutremurile despre care se vorbește în Evanghelie sunt cutremurile sociale care se produc atunci când un imperiu se ridică împotriva altui imperiu. Și mai spune, va fi foamete și epidemii. Nu o să insist asupra subiectului, ci spun doar că cine nu citește Biblia, nu prea înțelege bine istoria. Cine nu are familiaritate cu Scriptura, nu se prea prinde de ceea ce se întâmplă. Oare de asta se tem mulți de Biblie? Loviți în diferite feluri de situația prezentă, mulți oameni trec printr-o stare generalizată de panică și îngrijorare. În general, în situații de criză, omul nu mai vede nimic decât suferința, decât problemele cu care se confruntă. Și această tentație de a te concentra unilateral pe problema cu care te confrunți este extrem de periculoasă. E ceva, psihologic vorbind, extrem de periculos. Oare cineva e interesat să joace pe aceste mecanisme psihologice umane? Doamne, nu îndrăznesc să cred asta. Criza prezentă ne-a lovit pe toți în diferite grade. Sunt oameni loviți economic. Și cârmuitorii națiunilor ar trebui să fie conștienți de aceste lucruri și să se comporte cu responsabilitate. Dar ceea ce este mai grav, prezenta situație a pus oamenii într-o profundă criză spirituală și psihologică. Atitudinea pe care o avem unii față de alții de când a început pandemia, cum vi se pare? Pentru că ne-am schimbat foarte mult unii față de ceilalți. Realizăm noi cât de mult ne-am schimbat? O să exprim asta printr-o parabolă. Să mi se ierte dacă în seara aceasta voi spune vreo două parabole. E o parabolă despre un șoarece comunist și un șoarece capitalist. În vremurile comunismului, o comisie de specialiști s-a adunat și a zis, hai să vedem care este diferența între comunism și capitalism. Capitalismul o societate deschisă, liberă, comunismul o societate închisă și terorizată. Și au zis, haideți să facem un experiment. Și au ales un șoarece comunist și un șoarece capitalist. Și au zis, uite ce, îi punem în două cuști și le aplicăm același tratament. Aceleași grăunțe, aceleași boabe de grâu, aceleași cașcaval, aceeași apă, aceeași temperatură. Să vedem ce se întâmplă. Zis și făcut, după ceva vreme se întorc specialiștii să-i vadă pe cei doi șoareci. Șoarecele capitalist era dolofan, era fericit, jucăuș și ronțăia cu satisfacție niște grăunțe. Șoarecele comunist din contra. La vederea celor care au intrat, a devenit agitat, era slab, jigărit, fricos și a fugit într-un colț, tremurând din toate încheieturile. Și specialiștii l-au întrebat, măi, ce-i cu tine? Tu n-ai primit același tratament ca celălalt? Și ăsta a zis, ba da, dar mie din când în când îmi arăta și pisica. Fraților, nu știu dacă noi realizăm că am început să ne comportăm în mare măsură ca acest șoarece comunist. Pentru că dacă deschizi astăzi televizorul, imediat ți se înfățișează pisica, COVID-19.
Deschizi radioul, ți se înfățișează pisica, virusul. Deschizi computerul, smartphone-ul, ziarul și peste tot, acesta este subiectul zilei. Haideți să ne înțelegem bine. Eu nu comentez aici în această seară realitatea virusului. Acest virus există și este periculos și nu comentez nici măsurile luate de autorități, pe care de altfel le respectăm ca niște cetățeni civilizați și responsabili. Dar vreau să spun că aceste lucruri și această criză, cel puțin în felul în care ni se prezintă sau este, să spunem, coordonată, are niște efecte psihologice și spirituale extrem de grave, de care trebuie să fim conștienți. Orice om pe care eu îl întâlnesc astăzi devine pentru mine un potențial dușman, unul care îmi poate aduce boala și implicit moartea. Oare este normal acest lucru? Cineva spunea odată că dacă doi oameni care nu se cunosc se întâlnesc într-o margine de pădure, fiecare se întreabă despre celălalt, mă, ăla oare nu-i un criminal sau un tâlhar care vrea să-mi dea în cap și să-mi ia, nu știu, punga de bani sau portmoneul? Fraților, așa am ajuns noi să ne comportăm unii față de alții. Vedem în celălalt o amenințare. În tatăl și mama ta vezi o amenințare și tu, fiu sau fiică, devii o sau ești văzut ca o amenințare de către ai tăi. Oare este normal acest lucru? Fraților, cred că va trebui încet, încet să ne revenim și să recăpătăm încrederea unii în alții. Există distanțări care fac bine și există distanțări care ucid. Există copii care nu și-au vizitat părinții în această perioadă și asta a creat niște traume inimaginabile în sufletele unora și ale altora. Cine va plăti pentru aceste lucruri? Nu cred că acum am învățat ce înseamnă distanțarea responsabilă. Eu înainte de atâtea ori am văzut persoane care au spus, uite, nu dau mâna cu tine sau nu știu, nu pot să te îmbrățișez pentru că am o gripă și nu vreau să-ți transmit această boală. Un alt lucru, această criză a afectat raportul nostru firesc cu Dumnezeu și cu biserica. E aproape un miracol că în această seară totuși suntem atâția la cacica. Vedeți, ni s-a sugerat subtil în toate aceste luni că biserica este o amenințare, iar mesajul implicit este acesta că Dumnezeu este un pericol. Locul ăla unde oamenii se adună pentru că vrea să-i adune Dumnezeu, acolo e pericol de boală. Eu la fel spun, nu e vorba aici de a nu ține cont de aceste distanțe. Nimeni nu contestă necesitatea prudenței, inclusiv în biserică. Și cred că din această criză foarte mulți am învățat să fim mai atenți, mă rog, și când tușim, și când suntem răciți și așa mai departe. Nu despre asta vorbesc, ci despre mesajul subliminal că undeva acolo la biserică e pericol, e mai bine să stai la distanță. S-a creat de asemenea, fraților, simultan cu această situație, impresia că singura salvare poate veni de la oameni care vor crea un minunat medicament universal care ne va elibera de toate pericolele, care ne va face și frumoși, și deștepți, și bogați, și toate celelalte, că doar mântuirea de la oameni vine. Oamenii ne pot mântui, nu-i așa? De la oameni vine mântuirea. Vă spun încă o parabolă. Am spus că spun în seara aceasta niște parabole. E parabola unui om căzut într-o groapă, care spune așa că un om a căzut într-o
groapă foarte adâncă și nu a mai putut să iasă. A trecut pe acolo un om subiectiv și a zis, mă doare pentru tine. A trecut un om obiectiv și a zis, domnule, e logic ca cineva să cadă într-o groapă. A venit pe acolo un farizeu care a zis, numai oamenii răi cad în groapă. A venit un matematician care a început să explice prin calcule matematice probabilitatea căderii unui om într-o groapă ca aceea. A venit un reporter de la TV și a spus, vă rugăm să ne spuneți cum vă simțiți în groapă. Spuneți-ne cum s-a întâmplat exact. Auzim asta, nu? Tehnică de reportaj. Ercis Media, cred că lucrați altfel. A venit un fundamentalist și a spus, îți meriți groapa, îți meriți groapa. A venit un inspector cu impozitele și l-a întrebat dacă plătește impozit pe groapă. A venit o mașină de la poliție și polițiștii au spus, de ce ați intrat într-un spațiu semi-închis fără să vă acoperiți gura și nasul cu mască? Va trebui să vă punem amendă pentru zădărnicirea combaterii epidemiei. A trecut pe acolo un plângăcios și a spus, să vezi groapa în care am căzut eu, asta e minciună. A venit un optimist și a zis, putea fi mai rău, mulțumește-i Domnului. A venit un pesimist și a spus, stai să vezi ce o să mai urmeze. Fraților, în cele din urmă a venit Iisus, l-a văzut pe omul căzut în groapă, a coborât la el, l-a apucat de mână și l-a scos afară din groapă. Iubiți frați, aceasta este o parabolă despre noi și despre momentul în care ne aflăm. Fără voia noastră am ajuns într-o situație de criză complicată și tot felul de salvatori la orizont promit salvarea și mântuirea lumii. E bine, cârmuitorii națiunilor, cei care se ocupă de sau pe care i-a mandatat să se îngrijească de binele societății, au datoria sfântă și responsabilitatea de a se ocupa de aceste lucruri. Fraților, dar salvarea și mântuirea lumii nu poate veni de la oameni. Profetul Ieremia, cel care a experimentat mizeria umană, minciuna umană și falsele promisiuni umane, a ajuns să spună blestemat să fie omul care se încrede în om. Și tot el a spus, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul, în Dumnezeu. Fraților, Dumnezeu controlează destinul lumii acesteia. Iisus, înainte de înălțarea sa, a spus, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Este Iisus și acum cu noi? Este sau nu este? Pentru că dumneavoastră, fiecare trebuie să răspundă dacă simte în sufletul lui că Dumnezeu este cu noi și că Dumnezeu este conștient și îi pasă de soarta noastră. O să vă ofer în această seară un septenar, un mic set de 7 reguli pentru perioada de pandemie, pentru că, din câte se pare, această situație va mai dura, bănuiesc, probabil. Prima regulă, păstrează igiena minții și a sufletului. Spuneam că din această criză am înțeles cu toții mai bine ce înseamnă igiena în general. Dar așa cum trupul are nevoie de igienă și sufletele noastre și mințile noastre au nevoie de igienă, de aceea vă avertizez, consumul excesiv de informații alarmante, de știri negative, despre dezastre, bolnavi fără număr, morți pline de sicrie, crime oribile din estul României, nedorociri fără capăt, toate acestea, fraților, vă afectează într-o manieră extrem de gravă.
Nu mai urmăriți doar lucrurile negative și alarmiste. Stingeți televizorul, închideți radioul sau deschideți-le. Dacă vă propun ceva pozitiv, frumos, care vă inspiră speranță și încredere. Al doilea lucru, nu lăsa ca teama să pună stăpânire pe tine. Să nu ne lăsăm seduși de simfonia pesimismului, pe care maestrii ambiguităților o execută cu o admirabilă virtuozitate. Ne este instilată în diferite feluri, aproape programatic, frica. Ori să ținem minte un lucru, că primul lucru de care trebuie să ne fie teamă este chiar teama. Teama. Iar teama este adesea sentimentul ce se instalează într-un suflet unde Dumnezeu nu mai este acasă. Când teama te domină, Dumnezeu nu mai este în casa ta, cel puțin cum era înainte. O personalitate a Bisericii Ortodoxe, Siluan Atonitul, avea o vorbă extraordinară. Spune așa, rămâi în iad, dar nu deznădăjdui. Poate că uneori viața și realitatea ți se pare un iad, un infern. Rămâi acolo, dar nu deznădăjdui. E foarte important acest lucru. O atitudine optimistă te înalță. Negativismul te distruge. A treia regulă. Caută să-L întâlnești pe Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu poate fi găsit în orice moment, numai noi să-L căutăm și să ne adresăm Domnului. Un călugăr spunea, închipuiți-vă, că din cer a fost coborât un lanț de aur. Un lanț de aur din cer. Tu l-ai apucat și verigă după verigă îl tragi spre tine, când de fapt tu urci pe el, fiindcă lanțul de aur te trage spre cer. Fraților, aceasta este puterea rugăciunii. Atunci când noi ne rugăm și când îl întâlnim pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu, printr-un minunat lanț de aur, ne trage spre cer și ne salvează. A patra regulă. Găsește-ți timp să ieși în mijlocul naturii. Iată, chiar cum suntem în această seară. Papa Benedict al XVI-lea spunea că pe Dumnezeu îl putem cunoaște din două cărți, din Sfânta Scriptură și din Cartea Naturii. Pentru că în natură totul, orice pom, orice floare, orice pasăre, orice minunăție a naturii, poartă semnătura Creatorului și îl găsim în natură. Li se spunea înainte, aproape până la o obsesie, pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare în aer liber, cel puțin, cât era? 30 de minute. Acum am mai auzit așa odată din întâmplare, auzi din ce în ce mai rar acest lucru. Dacă nu ești în mijlocul naturii, cum poți să ai o viață sănătoasă, normală? Cum poți să ai așa ceva? Fraților, totdeauna cu măsuri de prudență ieșiți în mijlocul naturii pentru a admira frumusețea creației și pentru a-L întâlni pe Creator. A cincea regulă, reapropie-te de oameni. Eu cred că un creștin autentic nu este atât de imbecil și de irresponsabil încât să-și pună în pericol propria viață și viața celorlalți. Când își dă seama că este un pericol. Cu această premisă clară, fiecare ar trebui să se îngrijească mai mult de relația cu ceilalți. Vizitează o persoană bolnavă care are nevoie de vizita ta sau o persoană care așteaptă să mergi să o vezi. Vizitează acești oameni. Ai dreptul să faci acest lucru și datoria de a face acest lucru. Așa se regulă. Fii recunoscător pentru ceea ce ai primit. Un creștin ajunsese atât de sărac încât nu mai avea decât o pereche de pantofi și aceia rupți, trist și descurajat, mergea într-o zi pe stradă murmurând, mai bine aș umbla desculț decât să mă chinui cu papucii ăștia rupți. Pe când era apăsat de acest gând
și furios, a trecut pe lângă un cerșetor și bietul om nu avea picioare. Imaginea aceea l-a lovit atât de tare într-o clipă încât omul a rămas rușinat și și-a dat seama că e mult mai rău să nu ai picioare decât să umble cu niște papuci rupți. Fraților, poate că cuprinși așa de toată nebunia asta, uităm că Dumnezeu ne-a dăruit atâtea lucruri bune. Iată, astăzi te-ai putut ridica din pat, ai putut veni la Cacica, ai putut vedea oameni, ai putut întâlni oameni, ai văzut cerul, ai văzut soarele, ai văzut lumina. Ai mulțumit Domnului pentru asta? A șaptea regulă, comportă-te ca un creștin responsabil în societate. Responsabilitate înseamnă să realizezi, să devii conștient când există un pericol real și să acționezi în consecință. Dar responsabilitate înseamnă deopotrivă, fraților, să gândești, să cugeți, să te întrebi, să te informezi din multiple surse, nu doar dintr-o sursă. Este responsabilitate de asemenea să te îndoiești și să pretinzi în primul rând de la tine și apoi de la ceilalți răspunsuri logice și coerente. O societate sănătoasă nu are nevoie de marionete, de păpuși acționate mecanic de maestri ai combinațiilor, de oi care se mișcă în manieră sincronizată după coordonatele prețioase ale bâtei stăpânului. Noi creștinii trebuie să fim în societate un ferment bun, care promovează în societate corectitudinea, ordinea, bunul simț, civilizația, simțul și spiritul critic sănătos și care construiesc pacea și nu dezbinarea. Vom putea construi o țară frumoasă, o Românie frumoasă și o lume mai bună dacă vom construi societatea noastră pe valorile creștine și ne vom comporta ca oameni responsabili. Pentru cei care spun că trăim timpuri grele, așa le spun, Maica Domnului a trăit timpuri ușoare. Care mamă de aici a născut și a născut copilul într-un grajd? Bănuiesc că niciuna. Care mamă și-a văzut copilul ucis cu brutalitate, așa cum Maria l-a văzut răstignit pe fiul ei? Ce să spunem de problemele imense pe care le avea societatea de atunci. De aceea propun să închei această meditație din această seară cu un gând de speranță. Sunt cuvintele unui călugăr benedictin numit Jean Leclerc, care ne invită să avem o abordare optimistă față de timpul și vremurile noastre. El spune așa, trebuie să iubim timpul în care trăim. Ar trebui să fie evident că din punctul de vedere al credinței, cel mai bun timp pentru fiecare dintre noi este timpul de față în care Dumnezeu ne-a plasat, pe care ni l-a dăruit și pe care noi va trebui să îl restituim, timpul în care noi ne putem dărui pe noi înșine Lui. Este un lucru extraordinar să fii viu, spune acest călugăr. Este un mare dar, pur și simplu, să existi. Dumnezeu a ales timpul acesta pentru noi. Timpul pe care îl primim, timpul nostru și timpul unic pe care îl avem la dispoziția noastră. Nu avem dreptul să preferăm o altă epocă a istoriei. Dacă noi comparăm epoca noastră cu cele din trecut, atât cât le cunoaștem, epoca noastră nu este cea mai rea dintre toate și nici mai rea decât cele mai multe epoci ale istoriei. Din contra, este mai bună decât multe epoci din trecut. Un punct de vedere pozitiv este prima condiție pentru a face lucrurile
mai bine. Profetul Ieremia le-a spus evreilor care erau în robia babiloniană, în condiții aspre și dure, le-a scris o scrisoare în care le-a transmis gândul lui Dumnezeu și le spunea așa: căci eu știu gândurile pe care le am față de voi, spune Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Fraților, din această seară, de la această veche de la Cacica, luați cu dumneavoastră acest gând exprimat atât de frumos de Sfântul Părinte, Papa Francisc, care spune că Maria ne spune nouă aceste cuvinte: ridică-te, privește înainte, privește orizontul. Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi, are pentru fiecare în parte un gând și un viitor și o speranță. Așa să vă ajute Dumnezeu și să rămâneți totdeauna atașați de Domnul și Domnul va rămâne atașat de voi și vă va da un viitor frumos și o speranță. Amin. Fraților prea iubiți, să-L preamărim din toată inima cu cântări de laudă pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, care a voit ca Fecioara Maria, mama Fiului Său, să fie cinstită de toate neamurile și generațiile și să-L rugăm cu umilință spunând să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ne-ai dăruit în Maria modelul unei vieți autentice de sfințenie, fă să căutăm mereu mai întâi cele spirituale, prin ascultarea cuvântului Tău, prin rugăciune, prin participarea la Sfintele Sacramente și prin caritatea față de semenii noștri. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ai dăruit Sfintei Fecioare Maria curajul de a răspunde chemării Tale, ajută-ne să răspundem și noi cu generozitate chemării Tale și să ne trăim vocația cu fidelitate. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ne-ai oferit în Sfânta Fecioară Maria un exemplu de slujire, ajută-ne să învățăm de la ea, să ne slujim unii pe alții și să trăim milostivirea. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care prin daul Mariei ai făcut să vină în lume Fiul Tău, Principele Păcii, binecuvântează țara și poporul nostru, luminează-i pe cei care au responsabilități politice pentru a nu urmări interesul personal sau de grup, ci să depună eforturi pentru ca poporul nostru să se bucure de pace, bunăstare și solidaritate. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ai făcut-o pe Maria, mama Fiului Tău, și pe Iosif, tatăl purtător de grijă, binecuvântează toate familiile noastre, ferește-le de dezbinare și fă ca în ele să domnească unitatea, pacea și armonia. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ai încredințat Fecioarei Maria puterea de vindecare, eliberează-ne de pandemie, dăruiește-ne sfârșitul acestei încercări și ajută-ne să creștem în solidaritate și slujire reciprocă.
să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule atotputernic și milostiv, privind la smerenia fericitei Fecioare Maria, Tu ai înălțat-o la harul de a-L naște după trup pe Fiul Tău unul născut, iar astăzi ai încununat-o cu glorie neasemuită. Dă-ne și nouă pentru rugăciunile ei, ca mântuiți prin taina răscumpărării Tale, să ne învrednicim a fi părtași de gloria cerului, prin Hristos Domnul nostru. Rugăciunea de încredințare și consacrare, rostită de Sfântul Părinte Francisc la întâlnirea mariană cu tinerii și familiile de la Iași, 1 iunie 2019. O Marie, pururea Fecioară, Maica lui Hristos și Maica noastră, privirea ta blândă ne umple de bucurie și de pace. Contemplând icoana de la Cacica, suntem atrași de credința ta iubitoare. Tu ni-l arăți pe Iisus, calea, adevărul și viața. O Maică preacurată, întindeți mantia de lumină asupra poporului român și asupra bisericii din Moldova, care astăzi într-un gând te cinstește, te preamărește, și cu credință vie ți se consacră. O regina a familiei, primește bucuriile și speranțele, eforturile și durerile tuturor familiilor noastre. Renoiește în ele virtuțile de care au nevoie pentru a deveni mici biserici în fiecare casă, locuri de ascultare în bucurie a Evangheliei, chipuri vizibile ale comuniunii preasfintei trăii. O Fecioară neprihănită, ocrotește frumusețea și prospețimea tinerilor noștri. Nimic să nu îi îndepărteze de la urmarea adevărului, ci să năzuiască neîncetat către bucuria izvorâtă din prietenia cu Iisus și să înainteze curajos pe căile înalte ale Sfințeniei. O Maică a Bisericii, rămâi cu noi. Învață-ne să trăim în așteptarea plină de credință a întoarcerii în slavă a lui Iisus, soarele ce a răsărit la orizontul omenirii, care învind din morți, nu mai apune în veac. Amin. Urmează devoțiunea Sfântului Rozariu, recitarea Sfântului Rozariu. Sunteți rugați, toți credincioșii, pelerinii, să rămâneți pe locurile unde vă aflați. În procesiune vor merge statuile inimii lui Iisus și a Preasfintei Fecioare Maria, preoții care sunt aici în altar și preasfințiții. Rămânem așadar pe locurile unde ne aflăm și participăm la devoțiunea Sfântului Rozariu. Oh,
Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțul Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la cer, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, de unde are să vină să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și în curmea și în vecii vecilor. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de viața ta. Misterele de slavă. Primul mister, învierea lui Iisus. În acest mister medităm cum Iisus, a treia zi după pătimirea și moartea sa, a înviat glorios din morți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, crește-ne de focul iadului și du-ne în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.
Al doilea mister de slavă, înălțarea lui Iisus la cer. În acest mister medităm cum Iisus, 40 de zile după înviere, s-a înălțat la cer în fața Maicii sale și a ucenicilor săi. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-ne cere toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila. Mm-hmm.
Al treilea mister de slavă, coborârea Duhului Sfânt. În acest mister, medităm cum Iisus, șezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în locul unde erau adunați apostolii cu preasfânta Fecioară Maria. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cere toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.
patrulea mister de slavă, primirea Sfintei Fecioare Maria în cer. În acest mister medităm cum Preasfânta Fecioară Maria a trecut din viață și a fost primită cu trupul și cu sufletul în cer. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, ferește-ne de focul iadului și du-n cerere toate sufletele,
mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. Al cincelea mister de slavă, încoronarea Sfintei Fecioare Maria. În acest mister medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată de în cer de către Fiul ei Iisus ca regina cerului și a pământului. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și dulce toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. Regina, Maica Milei, viața, mângâierea și speranța noastră, bucură-te! Către tine strigăm, surduniții fie ieri, către tine suspinăm, gemând și plângând această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și după surgânul acesta, arată-ne nouă pe Iisus, binecuvântatul rod al trupului tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Roagă-te pentru noi, Regina Preasfântului Rozarium, ca să ne facem lui, să ne rugăm, Dumnezeule, al cărui unul născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice. Dă-ne, te rugăm, harul, ca cinstind aceste mistere, prin rozarul preasfintei Fecioare Maria, să mintăm ceea ce le cuprind și să dobândim ceea ce le făgăduiesc, prin același Hristos, Domnul nostru. Iar risipit pe cei mândri în cugetul inimii.
copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. Iată-ne la sfârșitul acestei zile, o zi cu atâta încărcătură spirituală profundă. Urmează de acum să vedem în viața de zi cu zi și roadele. Pentru ziua de mâine, 15 august, programul este următorul. La ora 6, Sfânta Liturghie de dimineață în limba română. La ora 7, Sfânta Liturghie greco-catolică, care se va desfășura în biserică. La orele 8 și 15, Sfânta Liturghie în limba maghiară la grotă. La ora 9 și 15, Sfânta Liturghie în limba polonă în biserică. La ora 9 și 15, Sfânta Liturghie în limba germană la grotă. Și după aceea, la orele 11, va avea loc Sfânta Liturghie Solemnă Pontificală a Hramului. Tuturor vă urez să aveți parte de o seară liniștită și să ne vedem sănătoși și bucuroși pentru ziua de mâine. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care în bunătatea sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din fericita Fecioară Maria, să reverse cu belșugare asupra voastră binecuvântarea sa. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea fericitei Fecioare Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Voi care v-ați adunat în această noapte cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră
și să rămână pururea cu voi. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.